anul trecut, ediția 2012, AMC Media Center European Film Festival, propune o serie de evenimente speciale, precum deja amintitul program cu Artist Român la Hollywood sau cele două portrete dedicate regizorului și scenaristului armean, Serghei Parajanov, și scenaristului român, Răzvan Popescu. Regizorul și scenaristul armean Serghei Parajanov și-a început cariera la 30 de ani, dar în decursul anilor și-a repudiat toate filmele până în 1964, catalogându-le drept cu noi. În ciuda tratamentului ostil de care a avut parte acasă, filmele regizate în anii 60 au fost bine primite de publicul internațional. Filmele sale, difuzate la Mercedes Media Center European Film Festival, sunt Umbrele strămoșilor uitați, Culoarea robilor și Așic Cherib. Cel de-al doilea sărbătorit al Mercedes 2012 este scriitorul, jurnalistul și scenaristul român Răzvan Popescu, autor a 6 volume de proză și memorialistică. Cele 3 filme prezentate în cadrul portretului Răzvan Popescu sunt Prea târziu, Noră și Ceva bune la viață. Cea de-a doua ediție Mercedes Media Center European Film Festival, organizat de Ecran Cinema Management, Primăria Media și Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Național al Cinematografiei, Regiunea Târnavelor și Ministerul Culturii, va avea loc la Media și în perioada 3-6 septembrie.